Guvernul ia cu o mână și dă cu alta, deși a majorat taxele și impozitele și pregătește măsuri de austeritate în încercarea de a echilibra bugetul țării. Executivul crește salariile bugetarilor. Există însă o excepție, veniturile demnitarilor vor rămâne neschimbate. În direct cu noi este ministrul Muncii, Marius Budăi. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumim pentru intervenție. Bună dimineața tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație. A spus această ordonanță ieri în dezbatere publică. Avem un proiect de lege votat de Parlamentul României în luna iunie, care prevedea majorări de salarii în sectorul bugetar. A fost atacat la Curtea Constituțională, judecătorii sunt în vacanță, nu ați avut răbdare să așteptați decizia curții și veniți iată cu această ordonanță de urgență prin care majorați de luna aceasta, din luna august, salariile bugetarilor, cu acea diferență, acea restanță de o pătrime. De ce nu ați așteptat decizia Curții Constituționale și vreți să le majorați de luna aceasta, din luna august? Eu nu cred că aici este vorba de răbdare, cât este vorba de a respecta o lege, cum este o lege, legea 153, legea salarizării în sistemul public. Nu a fost atacată la Curtea Constituțională, ci a fost suspendată aplicarea ei în mod iresponsabil, spun eu, de către doi prim-ministri care, de dreapta, care nu au avut niciun moment grija veniturilor populației din România. Nu este o lege identică, alte prevederi au fost atacate și pe alte motive. Noi acum nu facem altceva decât să încercăm să aplicăm pe cât posibil legea 153. Așa cum ați prezentat și dumneavoastră, ne dorim, începând cu august, să se acorde o pătrime din diferența dintre salariul de bază prevăzut de legea cadru numărul 153/2017 pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021. Și pe lângă asta o majorare salarială pentru anumiți funcționari din cadrul Ministerul Transportului și Ministerul Culturii, o majorare cu 15% pentru complexitatea muncii. La fel și în cazul angajaților Institutului Național de Statistică. Este un memorandum care a fost aprobat în guvern privitor la salariile din Institutul Național de Statistică și o echilibrare a ceea ce înseamnă salariile din Ministerul Culturii și din Ministerul Transportului, cei care nu beneficiază. Care este de impactul bugetar, domnule Budăi? Și dacă ați vorbit cu Ministerul Finanțelor, sunt bani la bugetul de stat, pentru că guvernul tot caută banii zilele acestea? S-a făcut analiza tuturor bugetelor, s-a discutat cu aproximativ toți ordonatorii credite, în special cu ministerele, și este de precizat că aceste majorări salariare se vor acorda încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin legea bugetului pe fiecare ordonator principal de credite. Deci nu înseamnă că la rectificarea bugetară vor trebui mai mulți bani pentru aceste cheltuieli? Nu se vor acorda la prima rectificare bugetară sume suplimentare. Dar avem mai multe crize. Guvernul încearcă în aceste zile, rectificarea bugetară a fost amânată tocmai pentru că ne-am angajat în foarte mari cheltuieli, nu reușim să ne menținem în ținta de deficit bugetară asumată pentru anul acesta. Rectificarea bugetară a fost amânată. Își permite statul român, având în vedere și iarna complicată care ne așteaptă, una dintre cele mai grele ieri din ultimii 10 de ani, își permite statul în acest moment să crească salariile bugetarilor? Am văzut că ați majorat impozitele și taxele de luna trecută, urmează alte măsuri, știm noi, urmează un alt pachet cu alte măsuri în această toamnă de austeritate. Vedeți că nu vorbim de măsuri de austeritate, până acum acest guvern nu a luat nicio singură măsură de austeritate. Și într-o singură frază, practic, dumneavoastră ne-ați și răspuns. Și nici nu va lua nicio măsură de austeritate anul acesta, cel puțin? Cel puțin noi, de când PSD suntem la guvernare, nu am susținut nicio măsură de austeritate, însă vreau să vă răspund și să spun că dumneavoastră, într-o frază, ați prezentat situația reală, dar ați și răspuns la întrebarea dumneavoastră când ați spus că urmează o perioadă grea. Iar atunci când urmează o perioadă grea, este datoria guvernului să intervină, ceea ce cred că acest guvern a făcut începând de la 1 ianuarie 2022 și până acum, prin măsuri repetate, intervenții atât în economie cât și pe plan social.
Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. A fost Marius Budăi, ministrul Muncii. Săptămâna viitoare cel mai probabil va fi adoptată această ordonanță privind creșterea salariilor din sectorul bugetar, majorare care se va aplica luna aceasta, în luna august.